Alina Gongea predă limba romanii de câțiva ani. Când a venit la catedră ca suplinitoare, în urmă cu 14 ani, preda limba română și nu știa un cuvânt în limba romanii. Pentru că în clasele la care preda erau mulți elevi, cărora le era mai ușor să comunice în limba maternă, Alina a început să le învețe limba. A făcut-o așa de bine, încât a devenit profesor de limba romanii, fiind unul dintre cei 8 dascăli din Olt care predau această materie. Părinții mei au fost profesori la rândul lor și m-au înțeles. Prietenii, aș spune că cei mai buni prieteni au înțeles, pentru că altfel nu mi-ar fi fost prieteni. Cred că pe undeva am fost puțin privit așa, ca o ciudățenie. Dar lumea s-a obișnuit în timp și nu s-a mirat nimeni. Gestul doamnei de a le învăța limba nu a rămas nerăsplătit de copiii care se simt extrem de apropiați de profesoară. Poate înțelegătoare cu noi, frumoasă, ne învață mult și o iubim mult. Nu de puține ori, Alina este surprinsă de gesturile elevilor ei. Au făcut-o și vineri, în preambulul Zilei Internaționale a Femeii. Vă iubesc foarte mult și că vreau să fiți în continuare profesoara noastră de limba română. Maria, și eu vă iubesc pe toți, de la un capăt la celălalt, mai mici sau mai mari. Și așa cum v-am fost alături până acum, eu vă promit că voi fi și de acum înainte alături de voi. Important este să fiți cu minți, să veniți la școală și să puneți școala mai presus de orice. În județul Olt există 8 profesori care predau limba romani și istoria și cultura romanii. Dintre aceștia, 2 dascăli nu aparțin minorității, Alina Gongea fiind unul dintre ei.